Bună și bine v-am regăsit! Astăzi este 1 martie, în sfârșit de-abia așteptam să spun treaba asta și am zis că trebuie neapărat să filmez astăzi și să postez astăzi pentru că vreau să vă trimit câte un mărțișor virtual și vreau să vă urez o primăvară minunată așa cum sunteți voi, să avem o primăvară frumoasă și cu vreme frumoasă și să nu avem zăpadă, pentru că dacă nu mă înșel eu, anul trecut în martie aveam zăpadă. Ei bine, sper să avem o primăvară așa cum știm noi că este primăvara și să ne bucure soarele și să avem o dispoziție mai bună. Astăzi vorbim despre două parfumuri speciale pentru mine, pentru că a fost dragoste la primul puf și le-am testat înainte. Pe primul l-am testat dintr-o mostră și vreau să vă spun și vouă să știți chestia asta, că mult mai bine se simte aroma atunci când testezi dintr-o sticlă un parfum. Își pierde foarte mult parfumul din aromă atunci când ai o mostră de plastic, de exemplu. Și l-am testat dintr-o mostră de plastic, dacă nu mă înșel, și mi s-a părut foarte frumos. Însă când a venit parfumul, am fost dată pe spate, să zic așa. Iar pe cel de-al doilea aveam de gând să-l testez de mult, nu am avut niciodată ocazia să testez la cineva, să iau o mostră, am uitat de el și de fiecare dată când m-am dus în magazin tot am uitat de el să-l testez acolo, dar cumva recenziile m-au făcut să-mi doresc să-l testez și am reușit să-l și testez și mi s-a părut wow! Și vreau să vă zic eu că da, vorbim doar despre două parfumuri, pe unul dintre ele vi l-am recomandat chiar pe comunitatea, acolo unde mai las eu informații și chestii care, parfumuri sau informații care pe mine mă atrag, parfumuri pe care eu mi le-aș cumpăra, oferte, prețuri mai bune la parfumuri și chiar o să fac treaba asta, chiar o să vin așa mai des cu ofertele pe care eu le văd atunci când mai scrollez pe internet. Și vorbim despre Ananda Dolce de la Mikalev. Eu am și Mon Parfum Cristal. Le-am testat pe amândouă în aceeași perioadă și Ananda Dolce a fost primul care m-a cucerit. Am testat și Ananda în aceeași perioadă, însă dintre Ananda Dolce și Ananda Clar, Ananda Dolce este favoritul meu și l-am găsit la o reducere foarte bună pe Altex, cred că încă îl mai găsiți, îl mai găsiți și pe alte site-uri, dar la 30 de mililitri cu siguranță îl găsiți pe Altex la 160 și ceva de lei. Mi se pare foarte bun prețul, gândiți-vă că este un parfum de nișă, este o casă de parfumuri care mie îmi place foarte mult și până la urmă și un parfum de vedetă găsim la prețul ăsta. De designer nu mai zic, dar că sunt și mai mari prețurile. Uitați-vă ce prezentare are Mikalev. Deci sunt îndrăgostită de parfumurile și de prezentarea pe care o are Mikalev la parfumuri. Haideți să îl desfacem. Doamne, deci este atât de mic în realitate de ai impresia că are 15 ml. Cam așa arată sticluța, însă totuși cred că sticlele lor sunt așa, sticluțe bijuterie și are și aceste pietricele. Sper că focusează pentru că nu avem o lumină prea bună, chiar dacă este 1 martie, ce să vedeți, afară este înnorat și cred că a și plouat. Eu am aici zambilele acestea, chiar aș vrea să vă transmit mirosul lor pentru că cred că o să mă leșine până la urmă, dar da, este o zi plină de flori, așa cum ar trebui să fie toată luna martie și după. Haideți să trecem la acest Ananda Dolce pentru că poate nu l-ați testat și o să încerc să vă spun ce îmi inspiră mie acest parfum. Dragoste la primul puf, în primul rând, pentru că este un parfum minunat pe care eu îl văd foarte potrivit în orice sezon, dar parcă îl văd mult mai potrivit primăvara și vara. Este totuși un parfum dulce și haideți să vorbim puțin despre note.
Are migdale și piersică în deschidere, în mijloc are floare de migdal și flori albe și în bază avem boabe de tonka, mosc alb și ambră. Vreau să vă zic eu că pe mine parfumul acesta, vreau să iau niște hârtiuțe de aici să testăm. Parfumul acesta mă duce cu gândul la un picnic, într-o dimineață de vară, dimineața de vreme, pe malul unui lac. Deci, mă duce cu gândul la o rochie vaporoasă, mă duce cu gândul la niște momente mai romantice, să zic așa, chiar mi se pare un parfum romantic. Doamne, cât de frumos miroase! Deci, este superbisim, foarte feminin, foarte... Este un parfum luxuriant, am văzut că părerile sunt atât de proaste pe Fragrantica și credeți-mă că nu este deloc așa. Miroase a piersică suculentă, o piersică zemoasă, un pic acrișoară. Are acea floare de migdal pe care eu o simt și în draje, în parfumul acela de la Reminiscence. Și tocmai de aceea îmi place acel parfum, pentru că nota aceasta de floare de migdal este foarte frumoasă și foarte feminină, să zic așa. Mi se pare că acest parfum este ca o călătorie, pentru că se dezvoltă foarte lent așa și te duce prin toate aceste note. Miroase întâi foarte fresh așa, o piersică, un pic acrișoară, dulce, zemoasă, apoi... se simte acea floare de migdal, florile, deci te duce și în această zonă florală, foarte frumoasă, dulce, dar rămâne și piersica acolo. Toate etapele lui sunt superbe, deci este un parfum foarte feminin, foarte proaspăt, chiar este un parfum care te inspiră, te face să te gândești la niște momente foarte frumoase, este luxuriant, miroase, calitatea clar se simte, îmi place foarte mult mirosul lui și mă bucur că l-am luat, sinceră să fiu, chiar mi-aș fi luat o sticlă mai mare și chiar vă recomand, dacă rezonați cu mine și puteți să vă luați parfumul acesta, ori vă luați varianta asta mică, ori alegeți una mare, pentru că este un parfum absolut superb. Mi se pare foarte potrivit de purtat în luna martie. Mi se pare foarte potrivit pentru rochile acelea vaporoase, feminine, romantice. Chiar este un parfum foarte frumos. M-a cucerit de la primul puf. Să mai discutăm despre persistență, însă eu l-am testat deja, pentru că v-am zis că am avut o mostră și da, este un parfum bun, este o esență într-o sticlă bijuterie, superb, minunat. Și haideți să trecem și la următorul parfum care m-a cucerit, este vorba despre Amo Ferragamo, un parfum, v-am zis eu că îmi doream de mult să-l testez, pentru că cumva părerile sunt împărțite și despre acesta, însă am văzut niște reacții foarte mișto la parfumul acesta și eram curioasă să-l testez, nu am vrut să mai cumpăr blind, așa că am așteptat momentul, l-am testat în magazin și m-a cucerit. Amo Ferragamo, apa de parfum, am aici 100 de ml, l-am găsit pe Parfumo la un preț foarte bun. Acum nu mai este la fel de bun prețul, însă urmăriți și voi pe site-uri că mereu sunt oferte și la acesta. În primul rând are o sticluță minunată și foarte feminină, foarte girly, foarte modernă. Îmi place mult de tot cum arată sticla, are aici și auriu și capacul este rose gold, mi se pare mie. Am luat sticlă mare pentru că l-am testat și am știut ce cumpăr și îmi place la nebunie acest parfum. Haideți să vedem pe Fragrantica, spune așa că este fructat, vanilie, aromatic, lemnos, pudrat, verde, dulce, fiind condimentat și ca și note. Are în deschidere Campari, coacăze negre și rozmarin, în mijloc are
rubarbă, iasomie, sambac și ceai mate. Și în bază are vanilie de Tahiti, ambroxan și lemn de santal. Doamne, cât de mult îmi place și acesta. Cât de mult îmi place și acesta. Cred că Campari acesta este un cocktail cu portocale. Și da, miroase, se simte acolo ceva dulce, fructat. Îmi place foarte mult cum se usucă parfumul, dar și cum se deschide. Da, este o deschidere fructată, dulce, de ceva un pic verde, cu acele portocale foarte suculente, zemoase și dulci în același timp. Un fel de, când se mai usucă puțin, miroase cumva o cremă de portocale. Deci, parfumul acesta are și ceva aromatic în el, foarte plăcut. Iar vanilia din acest parfum este minunată. Desigur că nu o să aștept eu acum să se usuce, să văd cum miroase, o să mai discutăm despre el. Însă, per total, parfumul acesta este minunat. V-am zis, are o deschidere de portocale delicioase, suculente, zemoase, care imediat se îndulcesc și miroase a vanilie, miroase a, și a ceva aromatic. Și ceaiul pe care îl are în compoziție se potrivește foarte bine cu celelalte note și este ceaiul pe care eu îl simt în Maison Margiela Matcha Meditation. Deci are și partea aceea de cozy, are partea aceea de girly, este dulce, este fructat, este vanilat, deci și cumva și te duce cu gândul și la o cremă de portocale, mai ales în deschidere. Îmi place foarte mult în toate etapele lui de dezvoltare acest parfum. Mi se pare că are un preț foarte bun pentru cum miroase acest parfum și mi se pare că nu îi se acordă atenția cuvenită, cel puțin la noi, din ce mai văd și eu pe YouTube. Îmi place la nebunie, v-am zis, l-am testat și a fost dragoste la primul puf și cu acesta și este un parfum pe care eu îl super recomand. Vă spun sincer, l-am testat, de fapt l-am purtat, că de testat l-am testat înainte, l-am purtat o singură dată pentru că am vrut să vă vorbesc despre el și oricum sunt aici și o să discutăm mereu, dar cumva eu l-am simțit destul de mult, am înțeles că lumea se plânge de persistența lui, însă nu vă fie teamă, cel puțin 4 ore tot o să-l simțiți pe voi. Mie mi se pare super parfumul acesta, are și o parte proaspătă, mi se pare potrivit și pentru primăvară, dar dacă vă plac parfumurile dulci, cu siguranță acesta o să vă încânte. Dacă nu l-ați testat, testați-l. Eu oricum vă recomand să testați înainte parfumurile, însă nu se poate să le testați mereu, mai ales cum este Ananda Dolce, nici pe el nu aveți unde să-l testați, deci n-aveți decât să cumpărați blind. Nou și acesta este un parfum modern, romantic, tineresc, foarte frumos, foarte frumos și știți că nu, dacă nu sunt sigură de ceva și dacă nu sunt eu lămurită cu unele parfumuri, mereu vă spun, însă ce îmi place foarte mult, eu asta vă spun, îmi place la nebunie și da, acum putem să nu fim pe aceeași lungime de undă, însă eu vă spun părerile mele și sunt înnebunită și la fel și acesta m-a cucerit. Acestea au fost parfumurile despre care am vrut să vorbesc neapărat cu voi astăzi. Vreau să vă spun că mărțișorul acesta de la Twins pleacă mâine către Alexandra. Noi am discutat și încă 2 mărțișoare parfumate vor pleca. În timp voi trimite și alte cadouri, dar ce să fac, sunt una singură și voi sunteți multe și aș vrea să vă trimit la toate mici bucurii acolo cât pot eu, însă sper ca pe parcurs să reușesc să fac ce mi-am propus. Vreau să vă mulțumesc pentru vizionare, din nou vă doresc o primăvară minunată, sper că v-a plăcut acest clip, nu uitați să lăsați un like și să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă. Să aveți o zi frumoasă și să vă bucurați de flori și de mărțișoare.
Noi ne vedem în curând cu un video nou și v-am pupat pe toate. Pa, pa! Yeah.